domnule prefect, domnule primar, onorate oficialități și distinsă asistență. Un cuvânt scurt de mare apreciere adresat domnului general Ioan Manș. Pe tărâm religios, are o foarte mare valoare experiența. Experiența duhovnicească care se transmite. Și credem că și pe tărâm militar, experiența spune cuvântul ei. Ei, domnia sa a fost un om care a avut experiență în domeniu și în ce privește implicarea în viață. Legătura cu mitropolia noastră, cu arhiepiscopia noastră, a fost extraordinară. Lucru pentru care, acum când intră într-o altă activitate, îl felicităm și îi mulțumim. Și în același timp îi dorim succes noului comandant al armatei a patra. Tot din arhiepiscopia noastră. Oricum, noi vrem să credem că în toate activitățile noastre spirituale, care au nevoie și de sprijin logistic, domnul general Manș ne va rămâne aproape așa cum a fost până acum. La mulți ani! Mulțumesc. 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 Mulțumesc.